Poate pentru 9 noiembrie, când se va împlini un an de la înveșnicirea Părintelui Nicolae, poate vom reuși să scoatem un volum omagial în memoria sau promemoria Părintele Nicolae Bordașiu și sigur, dacă o vom face, cu domnia voastră vom face, așa încât păstrăm în continuare legătura. În continuare, fiind aici trecut așa, ultimul, dar nu fiind cel din urmă, îi dăm cuvântul să spună câteva gânduri domnului profesor Costea Munteanu. Dacă mai vrea cineva, pentru că noi am gândit această întâlnire ca o întâlnire caldă, ca un eveniment așa cald, de familie, în comuniune, cum îi plăcea Părintele, într-un duh cald și cald și liniștitor, așa, în care să ne odihnim și să ne încărcăm. Deci dacă mai vrea cineva dintre dumneavoastră să adreseze vreun cuvânt sau să împărtășească vreun gând, vreo impresie, îi poftim, vă poftim să luați cuvântul după domnul Costea Munteanu. Domnul Munteanu, vă rog.